Din fondul de rezervă, Comisia Situației Excepționale a Municipiului Chișinău ieri a alocat 5 milioane lei pentru toate acțiunile care urmează a fi întreprinse în scopul plasării temporare a refugiaților. Și aici noi vorbim despre toate cheltuielile care vor fi efectuate pentru fie procurarea de bunuri, fie procurarea de servicii de către entitățile publice din subordinea municipiului Chișinău pentru dotarea centrelor de plasament temporar care au fost identificate pentru cele deja deschise și pentru cele care urmează a fi dotate. A fost un flux de mii de oameni în aceste zile prin acest centru Moldexpo, sute de copii, și încercăm să facem față la toate provocările care există. Vreau ca lumea să cunoască că pe teritoriul municipiului Chișinău, care este presiunea numărul zero sau numărul de bază pentru întreaga țară, deci aici avem dezlocați practic 90% din cei care se opresc sau tranzitează Republica Moldova. În altă ordine de idei, primăria Chișinău va organiza și vaccinarea refugiaților care au solicitat imunizarea. De astăzi vor fi preluate și teste PCR gratuite pentru acele persoane care urmează să plece în alte țări decât Europa. Există două puncte medicale de prim ajutor în fiecare pavilion, unde activează medicii de la Spitalul Sfânta Treime. Există medicamente de prim ajutor pentru tot cei care necesită. Se face triajul medical. La fel a fost instituit un punct de testare la COVID pentru refugiații, pentru persoanele care prezintă simptome. Da? Inclusiv de astăzi vor fi preluate și teste PCR gratuite pentru acele persoane care trebuie să plece în alte țări în Europa, unde restricțiile sau cerințele pentru aceste teste PCR sunt necesare. Tot în acest edificiu de la Moldexpo, de mâine va fi amplasat și autobuzul de vaccinare. Am organizat și vaccinarea acelor refugiați, mulți solicită vaccinarea. Totodată, în centrele de plasament temporar din municipiul Chișinău, destinate cazării temporare a refugiaților ucrainieni, sunt oferite servicii de consiliere psihologică individuală și de grup. Psihologii au sarcina de a acorda suport imediat pentru stabilizarea stării psihoemoționale.